Veste bună pentru buzoienii care așteptau sosirea dozelor imunizante pentru vaccinarea gratuită. Luni, DSB a primit o primă tranșă de vaccinuri. Din păcate, în prima tranșă a sosit o mică parte din totalul de 60.000 de doze solicitate de DSP. Despre vaccin pot să vă spun că Direcția de Sănătate Publică a solicitat peste 60.000 de doze de vaccin pentru județ. Ne-au fost repartizate sau ne vor fi repartizate în 6 tranșe. Prima tranșă de 7200 de doze ne-a fost repartizată în cursul după amiezii de ieri, însă până la acest moment nu avem o categorie căreia să-i o distribuim, ci așteptăm poate precizări de la Ministerul Sănătății, având în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm, și vom vedea cărei categorii de risc vor fi repartizate dozele de vaccin sosite. Spre deosebire de alți ani, grupul țintă beneficiar al vaccinării gratuite s-a modificat din cauza pandemiei de coronavirus, iar în acest moment reprezentanții DSP nu știu cu certitudine cine vor fi primii beneficiari. De ce anul acesta este altfel decât în anii trecuți, când știam că vaccinurile antigripale, primele care soseau, erau administrate bolnavilor cronici, bătrânilor și copiilor? Pentru că știți foarte bine că în unitățile sanitare au fost probleme și pentru că ne gândim că poate personalul medico-sanitar ar fi cel care ar trebui să beneficieze în primul rând, ne gândim și la persoanele vulnerabile din rândul bătrânilor care într-adevăr au nevoie de vaccin, dar până la acest moment doar ce a sosit de fapt prima tranșă și vom vedea pe parcursul acestei săptămâni, așa cum am zis, cărei categorii de persoane va fi distribuit. Buzoienii care vor să beneficieze de imunizare gratuită trebuie să se adreseze medicilor de familie, care le vor explica în ce condiții se pot vaccina.